Okay, let's move into some Q&A. Aș vrea să trecem la partea de întrebări și de răspunsuri, dacă I've tried to give an overview of what has happened in our culture. Am încercat să trec așa în perspectivă ceea ce s-a întâmplat în cultura noastră. And I've tried to give you some explanation and defense of the Christian view of sex. Și să dau o explicație și o apărare asupra ceea ce e perspectiva creștină asupra sexualității. But there's of course so many issues that I have not addressed. Sunt foarte multe aspecte pe care nu le-am adresat. And I'm happy to try to answer whatever questions you have in relationship to this. Răspund cu bucurie oricăror întrebări pe care le-ați putea avea. So, any questions or comments or objections on this? Întrebări, comentarii sau obiecțiuni? Întrebarea ar suna în contextul în care suntem părinți și în ziua de astăzi copiii nu se mai căsătoresc așa ca pe vremuri la 18 ani, ci toți vor să-și facă o carieră, să aibă un job, să ajungă la 24, 25, 26, poate chiar 30 de ani și apoi să se căsătorească. Întrebarea este care e sfatul pentru noi ca părinți și pentru ei, adică cum o să poată să ducă perioada asta și cum o să facă provocărilor sexuale care le are până la o asemenea vârstă. E corect abordarea? Maybe in English, we as a young parents, we see that a lot of young people are not willing to get married at 18 or 19, and they are bringing up to 26, 28, maybe 30, because they want a job, they want to have a certain or a finance, a stability, and how they will face this period related towards the sexuality, because for sure they have challenges or big challenges, and it's the most provoking period in their lives. And maybe, an advice how they should do it and what is an advice for us as a parent in this case. Should we hurry up these things or... Okay, but I'll let you for the answer. Thank you. Thank you for a very good question. Mulțumesc pentru o întrebare foarte bună. So it's a very clear cultural change. Este foarte o schimbare culturală foarte evidentă. That people marry later and later. Și asta vedem în faptul că oamenii se căsătoresc tot mai târziu. And there is often a quite natural reason for that. Uneori este un motiv natural pentru asta. Like many more people have longer education. Mulți urmează partea asta școlară mult mai mult sau până la capătul studiilor. So in my parents' generation, most people in Sweden studied 6 years in school. În generația părinților mei, oamenii de obicei studiau cam 6 ani în școală. And after that you started to find different kinds of work. Și mai apoi îți găseai de lucru. But now people study until they are more than 25 maybe. Acum tinerii studiază până peste 25 de ani, până la vârsta de peste 25 de ani. And of course that puts a lot of challenges on a person in terms of how to deal with one's sexuality. Sigur că lucrul ăsta pune presiuni mari asupra unei persoane cum să trateze și sexualitatea. Now the Bible or the Christian faith has nothing to say about when you should get married. Biblia și credința creștină nu prea spun direct când să ne căsătorim, vârsta. So that is a cultural thing and a thing for personal wisdom. Este o chestiune culturală și o chestiune care ține de înțelepciunea personală. And of course there can be some difficulties in if you marry too young. Și desigur că pot să fie anumite dificultăți dacă te căsătorești de prea tânăr. Because maybe you are not mature enough or you don't understand the complexities of life. Pentru că nu poți înțelege într-un mod matur complexitățile vieții. But there is also some real challenges if you wait too long to marry. Dar sunt provocări și în momentul în care aștepți prea mult, reale. So one of the struggles for many couples today is the struggle to actually have a child.
Una din provocările multor cupluri astăzi este chiar provocarea de a avea un copil. And that can have many different reasons. Și lucrul ăsta, vorbind de cei care se căsătoresc mai târziu, și lucrul ăsta evident poate să aibă mai multe cauze. But if we talk statistically, a woman is much more fertile when she's young compared to when she's over 30. Dar statistic vorbind, fertilitatea este mult mai mare sub 30 de ani decât după. With all that said, I think it's a mistake of our culture to push the marriage to so late. Cu toate acestea, consider că este o greșeală a culturii noastre să împingă căsătoria pentru vârste așa de târzii. And I think there can be some arguments for marrying earlier. Și cred că pot să fie argumente serioase pentru căsătorii mai devreme. And I don't think you have to have all your education or all your economy in place before you marry. Nu cred că trebuie să ai toată baza educațională și toată nevoia materială acoperită perfect înainte de a te căsători. Maybe I'm too subjective here. Poate că sunt destul de subiectiv la partea asta. I married quite young even before I joined the university, so. M-am căsătorit de foarte devreme, chiar înainte să merg la universitate. And we celebrate our 40th anniversary this summer, so it all went well. Sărbătorim 40 de ani de căsătorie, deci lucrurile au mers destul de bine. But that is to a high degree dependent on the patience of my wife. Dar lucrul ăsta a depins într-o mare măsură de răbdarea soției mele. I think it's a difficult area to guide your own children in. Cred că este o zonă extrem de dificilă în care să-ți călăuzești copiii. And there is no really morally right or wrong. Și nu există o diferență reală bine și rău. But I think it's an area where we should talk more within the family about these kinds of issues. Cred însă că este o situație care poate genera discuții pozitive de ajutor în familie cu privire la diferitele aspecte. Just to help our children, to stimulate our children to think about those issues. Să-i ajutăm să se gândească, să-i stimulăm în a lua în considerare aceste probleme. And of course, if you are a Christian and you want to be faithful to the biblical teaching on sex and marriage. Și desigur, dacă ești creștin și vrei să fii fidel scripturii și principiilor ei cu privire la sexualitate și căsătorie. Of course, there will be a lot of challenges for you if you postpone marriage until you are nearly 30. Vor fi evident dificultăți multe și provocări dacă amâni căsătoria până 30. So basically my answer is we need to talk about these kinds of issues. Răspunsul meu este că în primul rând trebuie să avem discuții despre lucrurile astea. And I think our culture is misjudging some issues here. Și cred că cultura noastră judecă greșit anumite lucruri. Because we are focusing so much on the importance of self-expression. Pentru că ne concentrăm așa de mult pe importanța aceasta a expresiei de sine, exprimării de sine. That before you marry and connect yourself deeply to a person. Că înainte de a ne căsători și de a ne conecta cu cealaltă persoană. You should travel a lot. Ar trebui să călătorești foarte mult. You should do this and you should experience that. Următorul lucru acesta, celălalt, să experimentezi asta. So we are very focused on ourselves and our own experiences. Observați, suntem focalizați foarte mult pe noi înșine și pe experiențele noastre. And of course there is a place to thinking about yourself and planning your life. Sigur că există un loc și pentru lucrurile acestea. But as a Christian I have higher ambitions than to experience things myself. Dar ca și creștin ar trebui să am așteptări mai înalte decât cele de a experimenta lucrurile astea doar pentru mine. So I want to think about what does it mean to love God and to love my neighbor. Așa că aș vrea să mă gândesc la mai mult la ceea ce înseamnă să iubesc pe Dumnezeu, să-mi iubesc aproapele. So I'm sorry I can't give you an exact answer. Îmi pare rău că nu pot să-ți dau un răspuns exact. Deci este o întrebare pe care am primit-o. De ce e nevoie să legalizăm căsătoria? O hârtie nu ne leagă, așa cum este vorba. In all cultures all over the world,
În toate culturile, oriunde am merge în lume, people know if they are married or not. Oamenii știu dacă sunt căsătoriți sau nu. You never experience if you ask a person, are you married? Nu vei experimenta lucrul ăsta dacă întrebi o persoană, ești căsătorit? And they say, oh, I don't know. N-o să zică nimeni, nu știu. I'm not sure. Nu sunt sigur. All cultures have a definition of marriage. Toate culturile au o definiție a căsătoriei. And part of that definition in all culture. Și parte din această definiție în toate culturile is that it is official and legal. Este că lucrul acesta este oficial și legal. And if you are in a culture that is where you can read and write. Și dacă ești într-o cultură în care oamenii pot să și scrie și să citească, then you have it on paper. Atunci lucrul ăsta se va exprima sub forma unei hârtii, unui certificat. Because this is a dramatic thing to say, I want to belong to you for the rest of my life. Pentru că lucrul ăsta este unul cu implicații extrem de serioase, vreau să aparțin ție pentru tot parcursul vieții mele, pentru tot restul vieții mele. It means everything that I own in terms of money and possessions. Înseamnă că tot ceea ce am în termeni chiar și de bani și de posesii will belong to you. Va aparține și ție. And everything you own will belong to me. Tot ceea ce tu ai îmi va aparține și mie. That you want to have on paper. Lucrul ăsta ai vrea să îl ai și pe hârtie. Would you buy a house without signing a paper or selling your house without? Ai cumpăra sau ți-ai vinde casa fără să ai o hârtie? We don't do that. Nu prea facem asta. If it's an important transaction, dacă este o tranzacție importantă, we want to put it on paper. Vrem să punem lucrul ăsta, să așezăm lucrul ăsta sub forma unui certificat. We know it's a huge difference if someone a beautiful summer evening whispers in the air. Știm că este o diferență mare dacă cineva într-o seară frumoasă de vară îți șoptește în ureche. I will love you for the rest of my life. Te voi iubi pentru tot restul vieții mele. That is not the same thing as stand before your family and witnesses. Oricât de frumos ar fi lucrul ăsta, nu se compară cu a sta înaintea părinților, înaintea familiei, înaintea martorilor. And with legal implications say I will love you for the rest of my life. Și cu implicații legale spui te voi iubi pentru tot restul vieții mele. That is the reason that all different cultures all over the world have a legal dimension on marriage. Motivul pentru care culturile de pe tot parcursul lumii au sub forma aceasta legală așezată căsătoria. So in a very concrete way, într-un mod foarte concret, if a very rich person marries someone, dacă o persoană foarte bogată se căsătorește cu cineva, and then there is a divorce, și mai apoi apare un divorț, a lot of money is involved. Foarte mulți bani sunt implicați. Then it's important, it's on paper. E important pentru că este pe hârtie. Otherwise the rich person would say no, we never married. Altfel persoana bogată ar fi spus, e și o formă de protecție. Persoana bogată ar fi spus, no, I never said anything. Nu m-am căsătorit, n-am spus nimic. You must have misunderstood the whole thing. S-ar putea să fi înțeles greșit totul. So I keep all my possessions. Așa că îmi păstrez toate posesiile. This is the case in the fallen world, isn't it? Asta e situația într-o lume căzută, nu e așa? We have in one of the Old Testament apocryphal books. Avem într-una dintre cărțile apocrife din Vechiul Testament. So it's not part of God's word. Nu e parte din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. But it still gives an interesting view of how the Jewish people viewed marriage. Totuși ne dă o perspectivă asupra felului în care evreii au privit căsătoria. It's in the book of Tobit. Este în cartea lui Tobit. It was written in between the Old and the New Testament. A fost scris în perioada dintre Vechiul și Noul Testament. And it tells about a marriage. Și vorbește despre căsătorie. And how the two families meet. Și cum cele două familii se întâlnesc. And how they sign a marriage contract. Și ele semnează un astfel de angajament
pentru căsătorie. So that was even before Jesus. Deci, lucrul ăsta a avut loc chiar înainte de venirea Domnului Hristos pe pământ. That was the view amongst the Jewish people. You signed a marriage contract. Asta a fost perspectiva în comunitatea evreiască, semnai un certificat de căsătorie. So which is similar to the marriage certificate we have today. Similar certificatului de căsătorie pe care îl avem astăzi. And that's why you cannot marry in total privacy. Asta nu te poți căsători într-o intimitate din asta perfectă, într-un anonimat din asta desăvârșit. There always needs to be witnesses. Întotdeauna sunt implicați și martori. Because it's such an important event, two people saying we are going to belong to each other for the rest of our lives. Pentru că e un eveniment așa de important încât cei doi vor spune aparținem unul celuilalt pentru tot parcursul vieții. So you have the person that are doing the marriage? Ai persoana care oficiază? And then you have the couple? Mai apoi ai cuplul? And then you need two witnesses. Și apoi ai nevoie de doi martori. That hear the two of them saying yes. Care îi aud pe cei doi spunând da. And can secure they were not forced to do it. Și pot să ateste faptul că n-au fost forțați. But that they have free will said yes to this. Ci că de bună voie au spus da. And then they are getting married. Se căsătoresc mai apoi. And then that have all those consequences of their lives being formed into one. Și apoi apar toate acele consecințe ale vieților lor devenind una. So I actually think that this legal official part of marriage is important. Cred că această parte legală a căsătoriei este una foarte importantă. Actually it does not matter if it's a pastor or if it is a state official who do it. E prea puțin important dacă păstorul sau ofițerul de stare civilă fac partea asta de certificat de căsătorie. The key point is that it is officially and legally registered. Partea esențială este ca să fie un certificat care e înregistrat legal. În alte țări chiar și pastorii au dreptul să facă, sunt ofițeri de stare civilă, ca doar ca să înțelegeți. For me as a Christian it's of course natural to do it together with my Christian friends. Pentru mine ca și creștin este un lucru natural să fac lucrul ăsta împreună cu prietenii mei. And to have the blessings from God. Și să cer binecuvântarea lui Dumnezeu. But the formal side of it is that it should be official and legal, not private. Dar partea importantă este că trebuie să fie legală și oficială, nu o chestiune privată. So, let me then just say our culture talks about sex all the time. Cultura, vreau să spun doar lucrul ăsta, cultura vorbește despre sexualitate tot timpul. We need to talk much more about sex in church. Trebuie să vorbim între noi mai mult decât vorbim până acum. We need to talk much more about sex in our families. În familiile noastre. It's such an important subject. Pentru că este un subiect important. It's such a complicated subject. E un subiect complicat. We are so many that struggles with our sexuality in different ways. Sunt așa de mulți care se frământă cu lucrul ăsta. And we need to be honest about this area. Și trebuie să fim onești cu privire la zona aceasta. And we need to help each other. Și să ne ajutăm unii pe alții. So we need to talk much, much more about it. Așa că trebuie să avem discuții mult mai des. No one can avoid it. Nu le prea putem evita. It comes from the inside of us because we are sexual beings. Pentru că ele vin din interiorul nostru. And it's pressed upon us from the outside, from our culture. Și din partea culturii ne sunt impuse cumva sau ne sunt aduse ca o presiune. And therefore we need to put into words what is our thinking about this. Așa că trebuie să exprimăm în cuvinte care e perspectiva noastră cu privire la aceste lucruri. What is the will of God in this area? Care e voia lui Dumnezeu în această zonă? How should I live as a disciple? Cum să trăiesc ca ucenic? And how can we help each other with our different struggles in this area? Și cum să ne putem ajuta unii pe alții cu frământările în această zonă? So let's talk much more about sex. Haideți să vorbim mai mult despre sexualitate.